Tenorul Andreea Preoteisei a fost numit prin ordin de ministru în funcția de director al Palatului Culturii din Iași. Îndatoririle presupun administrarea Palatului Culturii, Muzeului Unirii, Muzeului Memorial Mihail Cocălniceanu, Muzeului Poni Cernătescu, Palatului Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa, Muzeul de Sit Arheologic Cucuteni și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău. Perioada de timp în care Andreea Preoteisei va fi la conducerea Palatului Culturii este de 120 de zile, respectiv 4 luni. În acest interval este suspendat din funcția de manager al Ateneului Național din Iași, iar atribuțiile sale vor fi realizate de Gheorghiță Rusu Persic, director artistic al instituției culturale. Am acceptat-o cu bucurie, dar și cu responsabilitate. Și este absolut normal să te bucuri când după ani de muncă cumva îți sunt recunoscute meritele muncii. Nu e o muncă proprie, e o muncă în echipă. De aceea cred că nimeni nu este de nelocuit nici la Ateneu și nici în alte părți. La Ateneu va rămâne o perioadă de interimar directorul, actualul director artistic, Gheorghiță Rusu Persic. Iar la Palatul Culturii sunt ferm convins că alături de doamna Lăcrămeora Stratulat, alături de doamna Valentina Druțu și de întreg colectivul, vom face o echipă minunată. Tenorul Andreea Preoteisei este solist de operă, fondator și membru al proiectului Trei Tenori Ieșeni. Din 2016 este managerul Ateneului Național din Iași, instituție de cultură cu cea mai efervescentă creștere în regiunea de nord.